Camera de Comerț Româno-Americană, filiala New York, președinte Elias Wexler, a organizat luni, 13 iunie 2022, la sediul Romanian American Chamber of Commerce din downtown Manhattan, o întâlnire cu oameni de afaceri și personalități din Timișoara, din domeniile real estate, HVAC, juridic, universitar, școli profesionale și de meserii, produse sportive, ape minerale, deratizări și dezinsecții, interesați de oportunități de afaceri cu businessul american. Moderatorul Mike Ionescu, directorul filialei New York a Camerei de Comerț Româno-Americane, a facilitat comunicarea delegației române cu membrii ai Camerei de Comerț Româno-Americane. La acest eveniment a participat și consulul economic al României la New York, Gabriel Duțu. Delegația timișoreană a reprezentat următoarele firme românești: Hitch & Mosher, Real Estate and Brokering, Flexic Automation, HVAC Installations, Alexandru Andreaș & Associates, Law & Accounting, Knockout Store, Sporting Goods, Typography Nedea Print, Typography, Aura Natural Gold Water, Mineral Waters, Melbo Install, Electrical Works, Cons Electrificarea Install, Electrical Networks and Constructions, Didi Kim, Disinfection, Pest Control, Deraton, Pest Control, Complex Plant Protection Services, Evelyn Resource Center, Vocational Training, Fire Show Pyrotechnics, și Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timișoara, reprezentată de rectorul instituției, profesor Cosmin Popescu.